Dragilor, sunt eu, mama Vulpe din Poppy Playtime, capitolul 3. Și eu sunt un smiling critter secret și sunt una din mămicile astea foarte șmechere. Haideți să vă spun un banc, vampirașilor. Vreți să auziți un banc? Lăsați pe butonul de like și desigur comentarii cine vrea să aud un banc. Deci, vreți să auziți un banc? Banc de pești! Domnule doctor, când trebuie să nasc? Doamnei vampirașilor, îi transmit că te trec eu ca să salvez toate mămicile și toți copilașii Poppy Playtime. Trebuie să naște vreo 50 minute, da, știu povestea, cheamă-l pe Draculas cât mai repede. Da, domnule doctor, dar am o întrebare. De ce te-ai pus acolo, te-ai baricadat așa în colțul ăla, ce se întâmplă? Îți este frică de mine, de mama Vulpe din Poppy Playtime, capitolul 3? Mamă, pe aștept să-l văd pe Vulpe, îmi pare că o să fie așa de drăgălaș. Mamă, și toate prietenele mele, toate mămicile au fost ajutate de Draculas, vă veniți să credeți? Deci mă simt așa de fericită că o să-l cunosc pe Draculas prima dată în viața mea. Ai de capul meu, nu mai pot o să nebunesc cu atâtea mămici din Poppy Playtime în capitolul 3. Mă întreb că de ce m-am baricadat așa, nu? Păi pentru Draculas, îi protecție pentru Draculas, că vampirașii nu-i spun nimic lui Draculas. Vampirașilor, spuneți lui Draculas să nu mai bată pe domnul doctor, că muncesc și eu foarte mult. Și m-am baricadat aici până vine Draculas. Trebuie să am mare, mare grijă. Mamă, dar ce fericită sunt că vine Draculas, mamă, abia aștept. Bun, abia aștept să-l văd și pe bebe Vulpe. O să fie așa drăguț, lasă. Mi-am pus prietenele să-l cheme pe Draculas. Mamă, o să fie o zi așa de frumoasă, nu-i așa, domnule doctor? Deja știu povestea. Vine, se naște bebe Vulpe, toată lumea fericită. Dar cine o să fie nefericit? Domnul doctor, că și-a mari bătaie, mă înțelegi? Lasă, domnule doctor, promit că o să vorbesc eu cu Draculas și nu o să-ți mai facă nimic, ca bine? Păi să vorbiți odată, că toate mămicile din Poppy Playtime îmi spuneți că vorbim cu Draculas, băi, și nimeni nu vorbește cu Draculas. Păi da, fiindcă toate mămicile suntem fericite că se nasc copilașii noștri. Mamă, deci bebe Vulpiță o să fie așa de drăgălaș, vampirașul, n-ați văzut nimic mai drăgălaș. Și pun pariu că eu sunt cea mai frumoasă mămică din toate mămicile și copilașul meu o să fie și cel mai frumos copilaș din toți copilașii Poppy Playtime. Da, bă, ți-a mai spus cineva că ești foarte modestă? Nu-mi pasă, sunt o vulpe, normal că eu cred că sunt cea mai tare din parcare. Da, sunt și cea mai frumoasă. Ia, mă, scrieți, vampirașilor, care mămică vi se pare cea mai frumoasă și care copilaș din Poppy Playtime vi se pare cel mai tare? Lăsați în comentarii că eu abia aștept. Nu-i așa că eu, mămica Vulpe, sunt cea mai tare? Stai să-l vedeți pe bebe Vulpiță, mamă, o să fie foarte drăgălaș. Nu mai pot. Îmi trebuie o vacanță să mă duc la Costinești, la mare, măleu. Lasă, domnule doctor, nu știu câte mămici mai sunt, dar lasă că o să vină și vacanța pentru tine. Mamă, ce copil frumos o să am. Aoleu, Dracula, salvează-mă! Stai că și ăla-i nebun, că ăla când mă vede mereu îmi dă una la oasii! Aoleu, cred că până aici mi-a fost! Lasă că vorbesc cu mămicilor din Poppy Playtime, eu ațin pe Dracula, trebuie să nasc! Și-abia aștept! La 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 la! Sunt cea mai frumoasă mămică vulpiță! Bun, mămicilor din Poppy Playtime, prietena noastră foarte bună, mama Vulpiță din Poppy Playtime, care este un smiling critter-ul foarte secret și foarte special, trebuie să mergem la Draculas. Așa cum Draculas ne-a ajutat pe toate, cu siguranță o să o ajute și pe mama Vulpiță, nu-i așa? Da, așa este, mama, abia aștept! Da, să mergem! Deci nu-mi vine să cred! Efectiv, sunt eu așa mult și tați câți prieteni noi am, sunt așa de fericit! Te-am adunat așa de mulți copilași din Poppy Playtime! Uite ce șmecher arătăm cu toții! Da, așa este! Păi da, doamne și toți, ce șmecher, deci suntem așa mulți copilași și toți suntem așa speciali și ce-mi place mie la bebe dinozaur din Poppy Playtime, că specialitatea lui este că este imens și are multă forță! Da, am extrem de multă forță! Poți să facem dansul! Mamă, uite câți copilași din Poppy Playtime ne adunăm aici! Bun, haideți să mergem la Dracula, să cerem ajutorul, să mergem! Da, mergem acum, haideți! Juan, lasă-mă să dorm! Bă, nu te pot lăsa să dormi! Și hai să spun de ce, Draculas? Astăzi am o veste foarte mare, trebuie să mergem la spital!
Ce bă? De ce să... Dracula Junior e bine? Ce poți Dracula Junior? Nu bă, crede-mă, Dracula Junior e foarte bine. O să vezi tu de ce. Ei bine, astăzi a mai apărut o nouă mămică din Puppy Playtime, mămica Vulpe. Și o să-l nască pe bebe Vulpe și trebuie să mergem de urgență la spital. Bă, ce? Bă, câte mămiși mai sunt? Nu știu, bă, câte... Tu crezi că eu știu câte mămiși mai sunt? Nu știu. Poate să nu mai fie niciuna, poate să mai fie o mie de mămiși. Nu cunosc nimica. Doamne ferească, bine bă, să mergem la Dracula Junior, ce face? Ei bine, legătură cu Dracula Junior, cred că o să te super când o să auzi asta. De ce, bă, iarăși face grătare, am spus că e pedepsit. Bă, și-o chemat o prietenă, ei bine, pe Kissimissi și în piscină cu ea. Bă, ce? Dracula Junior e pedepsit! Bă! Bă, da, bă, și am început să râd că a scris cineva în comentarii că e gagicar de mic. Bă, dar ce-are lipici așa la fete, Dracula Junior? Vreau și eu, bă, de mine fug toate fetele. Bă, lasă, bă, că știu de ce, bă, păi dacă e fratele meu normal, că e frumos ca mine. Bă, ești pedepțit! Vino, bă, încoace, bă, ți-am spus, nu stai la piscină cu fetele. Îmi pare rău, Kissimissi, trebuie să te duci așa. Bun, să rămâi acolo, bun, hai să mergem așa. Vino încoace, bă, ți-am spus că ești pedepțit, n-ai voie cu nicio fată. Ce să fac, bă, Draculas, bă, dacă-s frumos ca tine, trag fetele la mine. Taci, bă, și stai acolo, bă, și nu-și mai fă urât. Bă, of, salutare! Salut, salut! Am auzit. A apărut o nouă prietenă de-a voastră, mama Vulpe. Bă, dar multi prieteni mai sunteți. Voi sigur nu o să mă atacați și o să mă mâncați când o să vă adunați mai multe? Doamne, Dracula, cum să spui prostii din astea? Noi suntem prietenele tale cele mai bune, oricând ai nevoie de ajutor, venim să te ajutăm. Da, bă, Dracula, nu mai spune prostii din astea. Nu se mâncăm, noi suntem prieteni tăi, nu te-am ajutat mereu? Bă, ba da, hai că vă ajut și eu. Bun, deci mama Vulpe trebuie să mergem la spital, nu? Da, da, da. Bine, hai vampirașilor, o să trebuiască să mergem la spital. Hai, vino încoace. Bă, bă, trebuie să vorbesc cu Dracula Junior să-mi arate și mie, bă, cum să combina atâtea fete, cum combină el. Bă, nu știu, bă, vine vara, aveți timp, lasă-l că mai are o leacă câteva zile de școală și ia vacanța de vară, bă, după aia combinați câte fete vreți voi și faceți ce vreți voi, dar până atunci lasă-l, bă, să termini școala. Păi las, bă, dar crezi că eu sunt capul răutăților? El e capul răutăților. Bă, nu-mi pasă, cred și eu că el e, bă, uite la ele. Bun, hai să mergem. Pepe dinozaur, ce mai spui? Hai, Dracula, dansul! La, 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 la! Bun, haide, haide, așa, bun. Bă, Dracula, să abia aștept să-l văd pe bebe Vulpe. Da, da, abia aștept! Credeți-mă că și eu, bun. Hai, ne urcăm mașină vampirașilor și să mergem să-l vedem pe bebe Vulpiță și pe mama Vulpiță. Dați un like dacă vreți să-l vedeți pe bebe Vulpiță din Puppy Playtime. Smiling Creator Rusia, cred bine, vampirașilor, să mergem! Bun, vampirașilor, am ajuns aici. Bă, dar nu pot să cred, uitați câte mămiși, bă, și câți copilași. Bă, dar ce se întâmplă, bă, băiatule? O da căldurile în voi și faceți toți copilași? Ce se întâmplă aici? Hai, Dracula, să ajută-ne cu mama Vulpiță, te rugăm. Băi, vă ajut cu mama Vulpiță din Puppy Playtime, în capitolul 3. Am înțeles că este un smiling critter foarte delicat și unul foarte special și secret. Normal că o să vă ajut dacă eu v-am ajutat cu tot copilașii, cum să nu vă ajut? Bun. Pepe dinozaur, ce mai faci? Bine, Dracula, stai să faci în dansul nostru! Trei pași înainte și doi înapoi! Fac o piruetă și o iau de la început! Bă, câte energie puteți să aveți, doamne, bă! Bă, mie, vampirașilor, la un moment dat, vara asta o să-mi iau o vacanță, că o să plec la Costinești, că bă, băiatule, e prea mult! E prea mult mămici de ajutat! Mulțumim mult, Dracula, spui toate mămicile, o să-ți facem o surpriză și mereu poți conta pe noi! Gata, acum e brigada mămicilor! Bă, dacă stau să mă gândesc, vampirașilor, chiar așa este. Uitați-vă puțin cât de fain. Uite și baloane în formă de inimioare. Abia aștept să-l văd pe bebe Vulpiță și pe mama Vulpiță. Pun pariu că arată super drăgălași toți. Bun, scoți camera. Juan, zi ceva. Bă, dar zi ceva frumos, bă, că te-al toiesc. Bine, bă, gata, îi spun ceva frumos, gata, gata, gata. Vreau să-ți spun că bebe Vulpiță o să fim așa frumoși că toate fetele de la școală o să le luăm din partea noastră. Taci, bă, din gură, Juan, zi ceva frumos. Bebe Vulpiță, înțeles că ești șmecher, da, și abia aștept să mergem la pescuit. Uite, vezi, de ce nu poți să vorbești tu ca Juan, frumos și civilizat. Bun, ia spuneți-i ceva lui bebe Vulpiță. Salutare, bebe Vulpiță! Salut, salut! Și vrem să spunem că eu, Catnap Bebe, te așteptăm pe tine, bebe Vulpiță. O să fim cei mai drăgălași copilași din Puppy Playtime. Și uite ce brigadă mare ne facem. Băi, când o să-i putem transforma toți în titani și nimeni nu o să-i mai facă niciodată rău lui Draculas. Așa că Draculas, cum i-a ajutat pe noi toți, așa o să-l ajutăm și noi pe Draculas.
Mamă, cât de tare vampirașilor. Sincer să fiu, chiar mă bucur că am ajutat toate mămicile astea din Poppy Playtime, că dacă nu le ajutam, sincer să fiu, n-aș fi avut brigada asta forțoasă. Bă, sper că a scăpat de frigiderul și cazanul cu toxine din Ohio. Da, bă, da, gata, nu mai este. Bun, bravo, bravo. Bun, vampirașilor, haideți să mergem să vedem ce este aici, bă, vampirașilor. Ador să fac episoadele astea pentru voi, mai ales episoadele astea cu o mămică și cu un bebe. Îți prea șmecher, ia să... Bă, mă atacă, bă, baloanele. Bă, cine pune toate baloanele astea? Ia să te-ți pregătiți, vampirașilor. Bang, 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 bang. Așa. Uite acolo. Uite, bebe vulpiță, bebe vulpiță. Cioc, cioc. Un monstru care vrea să te mănânce! Aaaa, mami, vă ajută-mă! Nu, stai calm, e doar Draculas! Exact! Surpriză! A venit fratele Draculas! Draculas, nu uită-te despre tine! Eu sunt bebe vulpi și uite cât de șmecheri de frumos sunt eu și mămica mea e cea mai frumoasă, da! Da, știu, și bebe vulpi, foarte frumos! Bă, îmi place energia voastră și nu sunteți deloc modești, dar așa sunt vulpele, vampirașilor, de parcă nu știți cum sunt vulpele. Uite ce tare, ce medalion tare are mama vulpe. Da, medalion cel mai frumos dintre toate mămicile, cel mai tare medalion. Bă, da, sunteți modești. Bebe vulpe, ești pregătit să-ți cunoști prietenii? Da, probabil că prietenii mei sunt la fel de șmecheri ca mine, poate sunt chiar și mai șmecheri, hai să vedem. Da, mergem acum. Bun, domnule doctor, ce faceți? Păi bă, m-am baricadat pentru tine, bă. Cum adică te-ai baricadat pentru mine? Dar ce ți-am făcut eu vreodată ceva? Nu, nu ți-am făcut nimica niciodată, cum adică? Da, uite, fii atent, bebe vulpe, vezi asta? Da, vreau să prind, vreau să prind! Fii atent, eu închid ochii și nu mă uit unde o arunc, bine? Da, și mă duc după ea! Bine, hai, pregătesc, arunc! Aleu, bă, era grenadă, ups! Domnule doctor, aleu, domnul doctor, ce-am făcut? Aoleu, am crezut că-i bățul, dar era grenada. Domnul doctor! Ieși afară! Aoleu, bă, domnul doctor, săracu, bă! Bă, vampirașilor, lasă cum să-i fac eu o vacanță domnului doctor. Bine, uite, în caz că ai nevoie, domnule doctor, ia de aici. Mama vulpe, ai și tu grijă un pic de domnul doctor. Da, o să am grijă de domnul doctor, serios, de nu? Bine, hai, du-te cu bebe vulpe și fii conștiință cu ceilalți copilași și cu ceilalți mămiși, da. Mama, acum. Așa, să închidem ușa, hai, bebe vulpe. Stai așa, să închid baloanele. Bă, vedeți-vă, ups, ia de aici. Bun, bă, bun. Stai așa, trebuie să mai spart din baloanele astea, vampirașilor. Bă, nu putem trece cu bebe vulpe. Așa, vină cu acei bebe vulpe. Bă, Dracula, tu ce vrei să spune? Știi că abia aștept să-mi cunosc noi mei prieteni. Îmi pare că o să fie super drăgălași. Ia să vedem. Salut, prietenilor! Mamă, vampirașilor, s-o mai adăugat unul la colecții din noi, colecționez ca pe Mighty Beans, ca pe Lego-i colecționez. Uite, bebe dinozaur, vino. Salutare, uite, suntem amândoi portocalii, da, ce fericire ți noi, hai să dansăm. Tararata, tararata, și să zici, uite, tararata, tararata. Mam, nac, și-o găsit prieteni buni, s-o găsit între ei. Salut, uite, eu sunt Catnap și îmi place să fiu prieten cu voi. Salut, Catnap! Bă, vampirașilor, bun. Bă, ți-aș dus o jucărie ceva? Dar normal, normal, fii atent, scoate din portbagaj. Ia să văd ce ați adus aici. Ha, bă! Bă, ce ați adus, bă, aici? Mama, jucărie! Hai, încearcă-o! Bă, a ce arată ăsta și ce face jucăria asta? Nu, bă, Dracula, să ai încredere în noi. Dacă îți spun că poți să ai încredere, poți să ai încredere. Bine, bă, hai să vedem ce jucărie nouă a adus. Hai să vedem. Bun, bebe vulpiță, ești pregătit să încerci o nouă jucărie din Ohio? Da, uite ce fericit sunt. Salutare, mămicilor. Salut, salut. Mamă, vampirașul, uitați ce brigadă mare. Bă, băiatul, eu acum văd ce mult s-a adunat. Bun, hai să vedem ce ați adus. Bă, sigur e în siguranță jucăria asta, nu? Da, normal, normal. Bine, hai să vedem. L-am pus, ia să vedem. La, la, la! Bă! Vampirașilor, gata, nu mai am încredere în Juan și Dracula Junior să aducă jucării din Ohio. Eu am fost Draculas, ne revedem în episoadele de mâine. Mă duc și eu cu domnul doctor la spital să repal oasele. Bine, vampirașilor, știți cea mai tare comunitate, să aveți o zi la fel de șmecheră ca voi. Pa, pa!